Primul lucru pe care îl fac dimineața când mă trezesc este să-mi testez glicemia. Ines avea 23 de ani când a aflat că are diabet. Simptomele au debutat atât de agresiv încât a ajuns direct la spital și s-a trezit într-o secție de terapie intensivă. Stigmatizarea în ceea ce privește diabetul a fost principalul motiv și cel mai puternic care m-a determinat să fac vlogging strict pe partea de diabet. Sunt foarte mulți copii cu diabet care mi-au spus că la școală colegii i-au tratat foarte urât pentru că își făceau insulina în bancă sau pentru că trebuia să mănânce, pentru că în cazul în care glicemia scade foarte tare, pacientul cu diabet trebuie să ia zahăr, suc sau ceva care să-i crească glicemia. Viața i s-a schimbat radical după ce a ieșit pe poarta spitalului. A învățat să trăiască cu această boală, iar acum vrea să lupte cu cele mai dure prejudecăți. E o generație în care persoanele fac mișto foarte mult de problemele cu sănătate, cu persoane cu probleme de sănătate. Am o trusă în care am insulina cu care mă injectez, aceasta este, și trusa de glicemie. Nu e ceva grav, adică e încă un lucru în plus pe care trebuie să-l ții în buzunar, pe lângă telefon sau cheile de la casă. David Tudor este un alt tânăr care își dorește să ducă o viață cât mai normală, chiar dacă este dependent de insulină. Această insulină va face un echilibru al valorilor glicemice, dar aici este de menționat că este indispensabilă pentru tot restul vieții și, doi, pacientul nostru trebuie să-și ajusteze foarte fin aceste doze de insulină, deoarece dacă își introduce o cantitate mai mare de insulină decât cea necesară, glicemia sa îi va scădea și riscă să facă hipoglicemie. Deși diabetul tip 1 este o afecțiune genetică, incidența cazurilor a crescut și din cauza infecției cu SARS-CoV-2, avertizează medicii. Noi în țară avem aproximativ 4.500-5.000 de copii cu diabet zaharat tip 1. Ne așteptăm probabil să avem o creștere a acestui număr, fără să cunoaștem exact mecanismele prin care, probabil sau posibil, infecția cu coronavirus poate declanșa un diagnostic de diabet zaharat tip 1. Manifestările hipoglicemiei sunt în general grefate de prezența transpirațiilor, foame intense, dureri de cap, amețeală, până la pierderea cunoștinței. În România sunt cel puțin 2 milioane de persoane care au diabet. Numărul ar putea fi mai mare, însă nu există un registru al celor diagnosticați cu această afecțiune cronică.